Maria Pârău este studentă în anul 2 la Facultatea Medicină Generală a Universității de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. Studenta spune că dacă în următorii ani sistemul medical din Moldova nu se va schimba și salariile vor rămâne derizorii, atunci ea va pleca în România să se angajeze. La noi în țară nu sunt atât de bine valorificați studenții și tineri specialiști, de aceea și eu, printre unii din ei, tind să plec peste hotare. Dacă în următorii ani situația nu se schimbă în țară, Guvernul României a decis că va recunoaște diplomele și certificatele medicilor specialiști eliberate de mai multe state, printre care și Moldova, în prezent fiind nevoie de echivalarea actelor de absolvire, procedeu destul de dificil pentru medici. Viitorii doctori cred că această lege este o oportunitate mare, alții însă consideră că este nevoie și în Republica Moldova de specialiști în medicină. Cunoștințele pe care le acumulăm aici vor fi recunoscute la nivel internațional și asta este o oportunitate foarte mare pentru noi. Eu cred că este un progres foarte bun, dar pe de altă parte că trebuie personal și în Republica Moldova. Reprezentanții Universității de Medicină susțin că, pe de o parte, această lege reprezintă o onoare pentru universitate, dar totodată aceasta ar putea duce la un exod masiv de cadre medicale din țara noastră, fapt pentru care statul ar trebui să se implice de urgență. Pentru noi este undeva o doză de mândrie, dat fiind faptul că prin aceasta sunt recunoscute programele noastre de studii, că asta ne pune în gardă pe noi, pe toți și în primul rând guvernarea țării, pentru că trebuie căutate măsuri radicale pentru oprirea exodului prin salarii decente, condiții adecvate de muncă. Solicitați de TV8, responsabilii de la Ministerul Sănătății ne-au declarat că acest lucru nu ține de competența lor, deoarece de echivalarea diplomelor se ocupă Ministerul Educației. Cei de la Ministerul Educației însă nu au fost de găsit pentru a ne oferi un comentariu. Hotărârea Guvernului României privind aprobarea normelor de recunoaștere a diplomelor și certificatelor medicilor specialiști eliberate de un stat terț, printre care se enumeră și Republica Moldova, a fost publicat în Monitorul Oficial al României.